delicios apartament. Mulțumesc. Sper să ți se pară la fel și ce am gătit. Să știi că am fost reticentă inițial cum ai chemat la tine. Și totuși ai venit. Să știi că și eu m-am gândit dacă ar fi potrivit să fac asta la a doua întâlnire. Mi-arată incredibil. Și totuși ai făcut-o. M-am simțit foarte bine la prima întâlnire și... De asta am venit și eu. În care arată bine, compania nu era... Nu-mi pare rău că am venit. Ia zi, ce ai făcut tu aici? Am făcut o supă cremă de broccoli cu baby spanac, lapte de cocos și lapte de migdale. Sună super bine. Crutoanele le-am făcut de ieri ca să aibă timp să se mai întărească și să mai tragă din arome. Doamne, cum e? A trebuit să o refac, că am uitat să pun sumac și nu e același lucru fără. Auzi, tu vrei să mă fuți? Mm-hmm. Sigur vrei să mă fuți. Ai vrut și eu ceva? Stai liniște, sentimentul e reciproc. Nu te mint. Mi-a trecut și mie prin cap că s-ar putea întâmpla, dar nu ăsta e motivul pentru care te-am chemat. Suntem oameni, ne place sexul, nu? Iar în materie de sex, să știi că îmi place cam orice, dar nu fac anal. Nici nu m-am gândit că ar putea fi opțiunea asta pe masă. Uite, îmi place și pe masă, dar nu anal. Ce se întâmplă? Doar ca dracu. E de muncă înainte, în timp ce și după ce termin și nu vreau să merg ca John Wayne. S-a notat. Perfect. În rest, să știi că sunt deschisă. Ca... Uite, ca finalul din The Shining, ca Instagramul la influencer, ca o cămașă de cocalar. Ok, poate face și sex, dar nu vrei să terminăm de mâncat înainte? Pe bune, chiar vrei să terminăm de mâncat? Da, am stat toată ziua în bucătărie. Deci mai e și altceva în afară de supă? Da. Am făcut rață în crustă de panko cu piure de sfeclă și reducție de vin marsala și la desert. Blueberry panna cotta, mereng. Și o cremă de brânză cu zahăr bourbon și migdală marocană. Chiar nu fac anal. Ești diferită. Parcă nu mai ești tipa de la prima întâlnire. Nu poți să zici că mă cunoști după o întâlnire. Așa e, dar din high class la prima te-ai transformat în trailer trash la a doua. Băi, pot să stau de vorbă ore în șir despre Tarantino, sisteme hi-fi sau, nu știu, analiză tranzacțională. Corect. Vezi și prima întâlnire. Da. Dar... Cum și vine să-ți smulg hainele de pe tine și să te fut cum n-a mai făcut-o nimeni? Cred că înțeleg. Mă simt confortabil cu tine, asta e. Și eu, de-aia am și făcut atâta mâncare. Păi și la cât ai pregătit ar fi și ridicol să nu facem sex. La fel de ridicol ar fi să nu mâncăm după ce m-am pregătit. Dar... Zici că ești la preselecție la Masterchef. Nu vrei tu să fii la selecție la casting? Simt de parcă mergem cu 300 de km la oră pe speed, ecstasy și cocaină în același timp. Trei ingrediente potrivite pentru o partidă de sex turbată. Ai? N-am. Am doar ingrediente pentru mâncare. Băi, mie e ca și cum întâlnesc tipul ăsta de bărbat în fiecare zi, așa că... Nu știu, ia și tu reacția asta a mea, că pun compliment la complimentul pe care mi-l faci tu azi. Să știi că am mai pregătit ceva. Nu cred. Nu e de mâncare. Ce e? Știi că vorbeam noi de concertul ăla greu de găsit al lui Daft Punk? Mhm. Am făcut rost de el și e pe bandă de magnetofon. Okay. Bine. Hai să terminăm de mâncat și arată-mi unde-i dormitorul, că mâine merg ca John Wayne.